Salut și bine v-am găsit la un episod în care ne mușca Dying Light 2. Ei bine, precum bine știți, ultima oară trebuia să mergem să ne luăm un inhibitator sau ceva de genul, nu mai știu cum se numea. Însă pe videoclipul de astăzi am trecut un pic peste și am ajuns la partea principală pentru că n-am avut răbdare, am avut puțin off-camera și puțin, nu prea mult, pe live. V-aș ruga să dați și pe un like dacă vă place seria de Dying Light 2, pentru că știu că multora chiar le place, nu știu cum ar trebui să traversez eu. Trebuie să mergem într-un loc numit Bazar pentru a aștepta un răspuns de la Hacken legat de sora noastră, parcă, sau ceva de genul. Dar da, nu uitați să-și vă un like dacă vă place seria de Dying Light 2 și sper că mă aud și eu bine. Am făcut eu puțin level, că de-aia am vrut să joc off-camera. O lasa băgui, ce-a făcut, bro? Stați un pic să iau, să lutez pe ăsta. Mi-a dat nimic. Îmi place. Mai bine nu mă mai lăsau să-l lutez dacă îmi dau nimic. Nu ți-l de ce au adăugat chestia asta, e într-un fel degeaba. Puțin mai realistă, dar dacă n-are nimic, de ce mă mai lasă să-l lutez? Mamă, what? Ce-mi zici să n-ai... În fine. Destul de băguit jocul, n-am să vă min. Văd că s-au destul de ok. Mie mi se mișcă destul de nașpa, nu știu de ce, mi se mișcă cam prost. Uite, nu știu, nu-mi dă nimica. Aș vrea să mai umblu, nu online, options. Aici nu știu ce aș mai putea să mai fac. Vesin cu DLS, ăsta nu știu unde e. De Reflex, DLSS Quality. Nu umblu aici că n-am treabă. Motion Blur Effect. Bă, Motion Blur nu prea-mi place. O să-l pun și așa. Și pe aici, ce stă? Sun Shadows, ok, pe sau să-l pun mai mic. X, Save, Pack, frumos. Se miște și bine. Văd că mi se mișcă ok. Mă enervează că nu știu de ce mereu când filmez bine, că îmi consumă destul de mult OBS. Sunt cam reduce FPS-urile la jumate, efectiv, când filmez. Pentru că, da, n-am două PC-uri, dar în fine. E mai greu să filmez în 2K cu un singur PC, mai ales un joc de genul. Dar, nu contează. Haideți să încercăm să ne facem călătoria, călătoria. Păi, era un cuvânt, dar nu mai mi-l aduc aminte, sunt eu prost. Îmi pare rău, băieți. Bun. Hai să mergem. Hop! Nu mai asta bine. De-aia am vrut să stau eu off-camera. Să mai joc eu off-camera. Pentru că așa mai fac și eu chestii importante. Pentru că uitați-vă și voi. Mi-e foarte greu să fac tot on-camera. 15-20 de minute cât mie să filmez un video. De genul că nu vreau să le țin, mamă, să fac 10.000 de ore. Că după nu se mai uită nimeni, cred. I mean, doar pasionații de jocul ăsta și nu sunt chiar de mulți, dar na. Am venit aici la bazar. Bazar știu că era și în Turcia, parcă. Ok, hai că nici nu s-a blocat jocul, dacă e. Da, deci de bazar and wait. Place. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult Dying Light. Declan, fix your game, a trebuit să dau skip. What the fuck? Ok. Talk the people of the bazaar to gain their trust. Care e problema? Ești un pilgrim? Ești pilgrim pe care a vrut să-l spânzure? Păi, uitați-vă și voi, s-a băgut jocul. It's the third time I'm taking a shot at test. If I fail again, Craftmaster dacă pierd din nou, Alberto o să mă dea afară. Despre ce e vorba? Our goats. They're kept in cages. Capre noastre stau în cuști pentru că le mănâncă cropurile. And they give less milk. So și dacă stau în cuști, le dau mai puțin lapte. Energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control. Deci ne trebuie puțin voltaj, gen de electric fence. Ok, mă așteptam ceva gen, ceva electricitate. So what's your problem? So what seems to be the problem with this invention of yours? Yeah. I just need some electric parts. Am nevoie de electric parts. Ok. I'm missing a few parts. Îmi mai trebuie câteva părți. Cred că am ales să dau. I'm worried I won't be ready on time. Mă, cine aș că nu știu ce s-a băguit. Ce-ați făși voi când stau caractele astea aici, că nu joc jocuri. Nothing to do with goats, I hope. Nah, something much more interesting. Ceva mult mai interesant, o să vezi. As far as I know, they could be found in two places. Pot fi găsite în două locuri. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, okay. Near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. But it's a dark place. E un loc întunecat, gen. Acolo sunt volatiles. And the other option?
whatever's left of military patrols. Okay. I know. La patrulele militare. Near the old electrical substation. Îmi place cum stă aia de acolo. I see what I can do. Yeah, I'll see what I can do. But I can't promise anything. I would be very grateful. Stai, eu n-am părți, stai un pic, mă grăbesc. Parts for Carlos and his groundbreaking fence. Hope he's still waiting at the bazaar. Aiden, how's it been, kid? Că the dates must be live yet. I've been here and there. You know, the best part is always happening in the center. Trade, craft master. That's where we're going. For you. Ready to put you in my red sun? Da, să văd ce poți să iau și de la băiatul ăsta de aici. Da, nimic. Place. Și nu se mișcă în pura, nimic. Merchant. Ok, deci trebuie să mergem să ne vedem cu Hakon. Am înțeles asta, cu The Bacon. O să le dau dismantle, nu o să le dau sell. Bă, ăștia i-am găsit. Și Shmaker Mysterious. Asta nu cred că-mi trebuie, nu? Fuck. Fuck. Bă, stai ce prost sunt că astea-mi trebuie, de fapt. Nu? Da, bro, astea-mi trebuie, cred. Să pun. Sau nu-mi trebuie, nu cred că-mi trebuie, de fapt. Ia stai. Știu, hai că le vând, sper că nu-mi trebuie. Dacă îmi trebuie și le vând, sunt prost rău. Bye. Vreau să-mi cumpăr o armă. Mamă, uite, Dirty Katana. Ce dă mult damage. Ce mai mult damage dă asta? Și mi-au și o katana. Mi-au molotov. Nu știu ce ăsta. Mai iau armă. Nu mai pot să mai iau. Am un pada? Ia. Ce nu mai pula, uite, mai au ăsta cât mai dă mult damage. Gata, bro. Haideți, fraților, că suntem bine. Bă, îmi pare rău că se vede, că e băguit jocul și că se vede nașpa, gen, se vede nașpa. Înțelegeți la ce mă refer, că gen e băguit și, evident, fiind băguit, se vede super nașpa. Bun, hai să-mi pun și eu armele astea mai proaste momentan. Și puneam pe astea din ce în ce mai bun. Meet me on the roof, near the main metro station. Pe acoperiș. La metro, la metro sau unde a zis? Pe aici mi-a arătat. Mă duc pe punctul ăsta. Și sincer sper că vă place seria asta, că na, unora am văzut să fie, am văzut că nu e prea apreciată, însă de unii chiar e apreciată. Am găsit destul de mulți fani al jocului ăsta. Și mie îmi place, mai ales că o să apară DLC-ul ăla fain. Hai că iau pe asta mai slabă. Hop. Hop. Mie îmi place mult și parcurul, și movement-ul, și sincer cam tot din jocul ăsta, în afară de story. Story-ul mi se pare destul de prost, sincer vorbind. Și cred că o să mai facem și pe live-uri, fraților, jocul ăsta, că e destul de mult de făcut, nu știu pe video-uri cât de mult te-mi face. Oh. Prinde-te! Bravo, mă, Crane, doamne! Hey, Dan! Bro, am rămas cu gândul la Crane, să-mi bat picioarele. Hop, salut, domnule Bacon! Bacon. You're a better climber than one crazy girl I used to know. She was something. She even wanted to climb the tallest building in the city. Ah, Lord. The VNC Tower. VNC Tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. Look, from this roof, you can clearly see the peacekeeper's base. Baza peacekeeperilor. Okay. What's next? Wait, you brought me here to take a look at the peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the singura metro metodă de a ajunge acolo e prin metro. Să mă duc înăuntru și o să le atrag atenția. Și intri we'll take it together ceva to the technical metro, nu știu ce. We can't just ask them to let me through. Nu să întrebă, nu să mă lasă. Belongs to a suspect in their commander's murder. They know me. I trade with them sometimes. Okay. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones. Am înțeles. There might be a few infected there. Nothing a pilgrim can't handle, though. Nu știu ce putea face un pilgrim, station, let me know. Now you better get some sleep. You'll head out at night, when there's less infected in the tunnels. Ok, deci plecăm la noapte, fraților. Interesant. Haide, A.D. Babaden. Aiden Babaden, sau cum îi zicea sursa. Blah. Face ca un zombalo să-mi bat picioarele. Ce-mi place jocul ăsta, frate. What is it? Not a big one. Probably a bolt. Bolter. Îmi place acesta tape. Să văd ce mai pot lua pe aici. Să dau și un restart la joc, fraților. Sau ce-am putea face. Ok. M-am băguit. Frumos așa, stați un pic să dăm leave. Că îmi place.
place mult jocul ăsta. O să dau leave, nu-i dau încă restart, că n-are rost. Și na, revenim, sper după să meargă. Bun, băi, fraților, am revenit. 10 years later, în clipul ăsta. Na, place, la fel de băguit a rămas jocul. Asta trebuia să fie aici un zombie, care nu știu. În fine, după ce terminăm de filmat, o să... Cred că am făcut cam multă gălăgie. Pac, 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 pac. Mor, bă, mor și tu, mor și tu și mor și tu. Ah, băgam direct. Lockpicking medium. Bine că nu e și lockpick cu ăsta băguit. Hop. Are... Am Mary, ma. Direct mă duc, ești nebun? Nu mai stau. Hala. Hop, coborâm pe scări. Nu pot să... Ok, mă arunc direct. Hop, în poponiață. Ha. Ah, ce găsim pe aici? Da, să deschidem și noi astea. Ok, în câteva chestii, greutăți. Mamă. Wiring, ok, interesant. Zip. Dacă e cu lockpick, nu intru aici. Ha? Nu e. Nu mai aveam chef să mai stau să mai fac lockpick, că durează puțin de... Ok, deci cam destul de ciudat arată pe aici, n-am să vă mint. Ia. Yeah. Văd niște chestii acolo, care cred că m-ar interesa, poate mai vând și eu să mai fac niște bani, să mai iau chestii. Bă, deci uitați-vă și voi, aici am 100 de frame-uri și nu știu, în anumite zone am mai multe FPS-uri, ok. Bun. Băi, eu am și un binoclu dacă apăs B, dar nu e momentul potrivit. Ane, mă. Pac. Cred că ar fi momentul să schimbăm arma, băieți. Una mai bună, just in case. Am cât de stealth se poate. Da, să-l și lutăm. Mamă, i-am băgat mâna în fund, what? Băgam mâna în fund, bro, lui zombie. Ok. Da, îmi place jocul ăsta, fraților, când e atât de buggy-și. A, gata, m-a picat și el, doamne, ajută. Care atâta. A, nu era nevoie să-i omor. Nu cred că era nevoie neapărat să-i omor, dar eu omor să mai fac level. Că aici îmi dă, vedeți, îmi dă... XP gain 1.5 și e mai mult. Și dacă se mai mișcă din când în când camera, nu știu de ce se mișcă. Îmi pare rău că se mai gen se duce singură într-o parte, dar nu știu de ce, nu îmi dau seama. Ok, n-am uite de astea. Trebuie. Dar să fac și eu asta, să stau mai mult în dark zone. Ok. Now watch out for the infected. There might be a few. Or a few dozen. I'm already in the BK base. I'll throw a UV flare through the vent and you'll see how to get to the main station. Trebuie un pic să-i omorăm pe ăștia. Pac! Capul spart. Ăsta-l popate. Ha, i-am dat una și acum îl iau și pe la spate, lol. Pac! Ăla-i mă. Îl luptăm pe ăsta, ok. Trebuie să dacă mai e ceva pe aici. Just in case. Nope. Nu prea pare, dar băi, fraților, vreau să încheiem acest videoclip aici, să dau și un restart la jocul ăsta, nu mai pot. Da, nu știu ce are, îmi pare rău. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut, dați un like, s-a băgut jocul, îmi pare foarte rău, sper că data viitoare să fie mai bine. Așa că eu am fost un streaming, iar ne vedem data viitoare, din nou episod de Dying Light la ora 8 seara sau 6 seara, trebuie să mă mai gândesc un pic la orele de seară. Dar, noi ne vedem mâine cu un nou videoclip, pa!